este mult mai pregătită și ia mult mai serios examen de BAC. Cred că învățământul românesc până la urmă a decăzut. Deci ce să mai... Profesorii nu mai predau cum trebuie. La școală nu se mai face carte. Într-adevăr, nici copiii nu mai învață, dar nici profesorii nu mai sunt cum erau odată. După rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale însă, procentul de promovabilitate la examenul maturității l-a depășit cu peste 4% pe cel de anul trecut. Notele sunt afișate pe edu.ro și la vizierul liceului la care au fost susținute probele. Din ce am înțeles, au fost mai puțini oameni, mai puțini elevi față de anul trecut. Deci, dacă stăm să ne gândim, procentul ar fi același de promovabilitate. S-a dat mai ușor la unele materii. La matematică, de exemplu, s-a dat mai ușor și cred că de asta a crescut. Nu cred că a crescut neapărat nivelul. Din totalul celor peste 150.000 de absolvenți de clasa 12-a care s-au prezentat la examen, au promovat aproape 92.000, cu 1,4% mai mult decât procentul înregistrat după prima afișare a rezultatelor. La mine contează admiterea, dar mă interesa să am medie mai mare din Morgoliu. În funcție de contestațiile acestea, am mai câștigat un pic, poate ne va ajuta Dumnezeu și va intra cu bine. Mi-au dat mai mult, cu 50 de sutimi, exact cât îmi trebuia ca să se aprobe. Și a fost bine, că mi-a crescut media cu 20 de sutimi după contestație. Aveam 9,53 și acum am 9,71 și o să dau la cibernetică. Numărul de medii înregistrate pe fiecare segment a fost relativ echilibrat, de aproximativ 25.000. Odată cu creșterea ratei promovabilității, a crescut și numărul celor care au obținut 10 pe linie, 108 de la 104.